Bun găsit tuturor! Bun găsit! Astăzi dorim împreună să vă invităm să vizităm grădina de trandafiri, grădina de zarzavaturi și grădina ascunsă de la Parcul Regal Săvârșin. Alma ne arată drumul în caz că am uitat să ajungem la sere. Terenul diferit, trebuie să arătăm. Asta a fost terenul de tenis construit în 1945. Exact la fel ca atunci, cu aceleași materiale, pe același loc. Avem câteva fotografii din epocă. Podul de lemn, făcut în 2001 când am revenit, face legătura cu insula. S-a copiat exact cum a fost înainte. În față e bolta cu glicine, dar florile și-au încheiat viața pe anul acesta. Aici este bătrânul stejar cu hortensii și fosta. Casa grădinarului, recent renovată de Mircea și echipa. Vali, spuneți dumneavoastră unde suntem aici. Aici ne aflăm în grădina cu trandafiri a majestății sale. Și, după cum se vede, putem începe să înfărească trandafirii. Trebuie să spuneți că sunt de vârste diverse. Da, sunt. Cei înfloriți sunt din anii trecuți, sunt și câțiva pui, cum e acesta, plantat cu câteva zile în urmă. Și din anul acesta, din primăvara aceasta, sunt și din anii precedenți care au fost completați în partea de jos. De diferite mărimi, diferite culori, diferite mirosuri. Și așteptam să înflorească cu toții, să fie un spectacol cât mai frumos. Care e cel mai înflorit dintre toate? Cred că momentan sunt cei din spatele meu. Mai porniți, mai grăbiți în floare acesta. Acum câțiva ani am avut această idee să transformăm această parte care a fost dezarăvată în ceva mai frumos, mai artistic, dacă vrem. Și am început să plantăm niște trandafiri. Și acum merge foarte frumos. Când ați venit, era aici grădina Vali? Da, grădina era făcută, doar că am mai completat ulterior din trandafiri. Și ce, când ați venit la castel să lucrați? Eu am venit în primăvara anului 2014. Acum 6 ani. Și Florin? Undeva în 2015-2016. Aici, după cum vedeți, e mai multă matematică decât zarzavaturi, că majestatea s-a vrut neapărat să fie ca în reclame, să fie totul perfect. Așa că a fost făcut un fel de îmbunătățire la grădina. S-au pus piatră de granit la margine. Se curăță buruienile aproape în fiecare zi, pentru că au mai mult spor decât plantele. Și spuneți puțin, Vali, ce activitate zilnică e aici și ce plante aveți? Da, avem diferite plante, avem varză,
varză roșie, varză de Bruxelles, ardei, vinete, morcovi, sfeclă roșie și activități de plivit, de săpat. Curățat de... Curățat de burei. Deci aici în față unde vedem sunt e varza. Da, aici sunt două tipuri de varză. Spre mine în față aici jos e varza. Da. Varza albă. Albă. Urmează varza roșie. Roșie. Și apoi varza de Bruxelles. Care e lângă dumneavoastră care acolo. Care este lângă mine și le-am pus să fie și într-o anumită ordine estetică, să spunem așa, să fie roșii, să fie combinate puțin. Și în spate? Iar în spate avem morcovul și specla roșie. Și chiar pe margine avem un rând de pătrunjel. Și toate legumele și pe urmă fructele merg la bucătărie, la doamna Viorica? Da, pentru... Gătit în fiecare zi. Sau păstrat pe iarnă. Și aici? Iar în partea stângă avem un rând de plaz, ardei și fasole, fasole pitică. Ce e pe mijloc? Pe mijloc sunt ardei. Aici? Da, ardei. Sunt încă mici? Da, sunt mici, sunt pui. Și aici? Dar acolo sunt niște fasole, fasole pitică. Și... Adrian, ne spuneți puțin de ce sunt toate instalațiile acestea de apă aici? Pentru... Trebuie să ajute la creștere. Sunt conectate la fântână? Da, sunt conectate la fântână și merg de câte ori este nevoie, merge prin picurare. E sistemul cu picături la rădăcina plantei? Da, direct. Și ajută? Foarte mult. Mai ales atunci când e secetă. Da, și noi... Și cam când e secetă, Florin? În ce parte de an? Undeva la începutul iulie. August. Atunci intră în funcțiune stropitul. Da. Acum ne ajută vremea, timpul de afară și nu trebuie să ne dăm drumul. Da, foarte mult. Da. Mergem mai departe să arătați. Spuneți, Vali, ce e acolo? Aici la fel avem ceapă. Avem ceapă galbenă, ceapă roșie. Unde e cea galbenă? Prima, primele rânduri. Iar se deosebește. Și aici? Este ceapa roșie. Care... Da. Și aici urmează un rând de praz. Deocamdată e gol. În partea stângă avem tagetes. Pentru dezinfectarea loturilor și ca îngrașământ. Sunt plante lăsate pentru ca să îngrașe pământul și să îl dezinfecteze. Da, ca un fel de medicament. Un medicament natural. Și la capăt? La capăt avem mazăre, iar pe partea stângă avem roșii. Și construcția aceasta frumoasă? Construcția este făcută pentru dirijarea mazărei, ca să, să urce, să arate frumos, să fie sănătoasă. Și e făcută de noi aici? Da, este, este făcută de domnul Ștefan Mircea. Care a renovat și casa grădinarului. Da. În spate vedeți casa cu roșu, e casa stuparului, încă nerenovată. Așteaptă să-i vină rândul. Și aici ne spuneți în ultimul? Da, aici avem dovlecei, zucchini și roșu. Și momentan la fel sunt în creștere? Sunt în creștere și din cauza frigului sunt puțin mai supărate, mai... Și aici, în încheierea grădinii cu zarzavaturi, să vedeți partea din dreapta a serei. În față aveți un rând de trandafiri care sunt plantați până la capăt, mai mult pentru vază, pentru castel. Sera merge așa până la grădina, până la casa grădinarului, care nu e renovată pe laterale. Și merge mai departe după aceea, încă un rând și după casa, cu trandafiri până la capăt. Și dacă ar fi să vedem și grădina
de Zarzavatul și cea de Trandafir, cam așa ar arăta perspectiva. Să știți că serele datează din anii 40 ai secolului trecut, când regele Mihai a devenit proprietarul domeniului. Nu sunt desigur cu aceeași structură, ea s-a mai îmbunătățit în ani, dar în principiu ideea serelor datează din anii 40 ai secolului trecut. Bună ziua, Viorica! A, bună ziua! Ia să vedem ce avem în față, ce aveți acolo, Viorica, spuneți-le! Roșii! Roșii! Da! Sunt înflorite, am și gogonele deja la ele, busuioc. Și aici? Și aici este mazărea. Care e foarte delicată, trebuie atenție da, mare. Da, a avut un fel de ceva care le-a mâncat, nu prea. Un dăunător? Da. Ce a fost? A fost și niște coropirniți pe aici. Insecte? Da. Și... Nu, da. E un ciupercă. O ciupercă, un mucegai. Un mucegai. Da. Și acolo, în partea cealaltă, unde-i Florin, în spatele lui? Aici am ardei. Pui. Da, ardei acum floresc și aici am mazărea floare, care face coriandru să strică puțin. Unde? Da. Coriandru este acolo. Dar are acest mucigai, dar trebuie să vedem. Da. Poate putem să păstrăm semințele. Deci aici este mazărea floare. Da. Cea din care a avut regina Ana buchetul de mireasă. Da, și aici? Asta e ce spunea majestatea sa? Da, acesta este coriandru și asta este rozmarin. Sunt doi arbuși de rodii aduși de domnul profesor. Rodii? Da. O să avem rodii locale? Da. Are Viorica rețete cu rodie? A, da, avem. Și asta? Care a fost? Una ați făcut-o de curând? Da, am făcut o salată cu rodie. Și cu? A fost cu avocado, cu năut și linte. Cred că sunt bujori. Sunt da. Aici. Și aici sunt gladiolele. Gladiolele, da. Acestea n-au probleme de înălțime. O să aibă și ele, pentru că tija florară încă nu a crescut și ea de aici o să crească. Deci va trebui să le puneți unde e lăcrămioara acolo. O să trebuiască să le punem pe parapetul acesta. Dar nu prezintă vreo problemă mutarea? Nu, noi mutarea în perioada asta nu o să le putem. Nu, când va fi momentul. Da. Nu, adică le putem salva. Da, da. Și în spate acolo ascunse sunt tot aceste... Tot, da, raniculul care merge până în capătul parapetului. Da, și cu ele trebuie să revenim după ce înfloresc, pentru că nu prea avem acum ce arăta. Da, ele... Asta este o frumusețe. Și sunt și galbene, văd, în curs de a veni. Așa vor arăta în final. Și așa arată în acest moment. Am ajuns să le punem. Da, frumos. Avem pământ, nu? Da. Da, e. Pământ este problemă. Nu are nicio problemă. Dar nu cred că e prea mult apă, e lipsă de circulație aerului, asta e. Devine ca un sauna, în loc să fie, mă bucur, e afară. Da, putem să facem pe timp cu berii să punem muși de sită, da. Aici și în partea cealaltă, și să circulă aerul tot timpul. Oricum, încă vreo 2-3 săptămâni și dacă se încălzește timpul, o să trebuiască să punem plasele de umbrire pe sare. Da, sigur. Pentru că o să fie... Trebuie să facem o capcană să nu afecteze. Da.
Ok. Ea... A avut o capitană. Ceva din clasă, ceva din... Da, este pentru voi. Mâncare. Capitană, dar nu vrea să o... Nu, să se rupă. Exact, să rupă piciorul.